Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul anterior m-am pregătit pentru mersul de Aurora. Deși aș mai avea un lucru de construit, propulsion cannon, unealtă care m-a ajuta să trec niște cutii. Am uitat să menționez că în episodul ăsta vom merge pe Aurora. Și iar am făcut copper wire în loc de... Zine că mai am un cucu aici. Nu! Deci... Cu ce mă va ajuta unealta aia? Adevărul e că în Aurora sunt niște cutii. Cutii de care nu pot să trec, din păcate. Și am nimerit fix. Chill. Și am nimerit fix într-o peșteră de asta în momentul cel mai nepotrivit. Momentul în care un monstrules de ăla enervant era pe cale să explodeze. 30 seconds. Titanium, am nevoie. Numai de cupru, o bucată, atâta vreau. E chiar așa de mult să cer o bucată de cupru. Oxygen. Asta va fi la limită. Foarte la limită. Titanium. S-ar putea să mor. Nu. Nu. Yes! Ce la limită a fost aia? În secunda în care era să mor, chiar atunci am ajuns la suprafață. Cupru! Yay! Am găsit cupru și acum sunt gata să construiesc acea unealtă. Ce face ea? Folosește niște puteri magice, folosește niște puteri științifice ca să manipuleze câmpul gravitațional a unui obiect, ca să-l mute din locul cu tare în locul cu tare. Poate vă întrebați cum am găsit blueprint-ul ăla. Am mers un pic pe lângă Aurora, că acolo se găsesc. Așa. Îmi pot face... Îmi retrag cuvintele, am uitat de ciuperci. Batele cucu de ciuperci. Și aș mai avea nevoie de încă ceva? Să nu fie un pește în... Yes! Pe unde am intrat? Și pe unde? Ce? Nu punem întrebări. Am un limestone acolo, că poate mai trebuie o baterie pentru pentru Seaglide. Și mai trebuie o bucată de cupru. O singură 30 seconds. Bucată de cupru. Quartz. Fără quartz pot să trăiesc, dar fără cupru. Și asta va fi scoasă la limită. Suprafața! A luat niște quartz. O mai duc după încă ceva. Și gata. Peștera e plină de resurse. Și... quartz! Și... cupru! Yes! Yes. Quartz! Ciupercă! Și gata, mi-am luat toate resursele necesare. În afară de acesta, titanium. Și la bază cu noi. Recapitulez. Două baterii. Wiring kit și... titanium, bine, dar titanium m-a luat destul. Ok, cred că avem resursele necesare.
Mai țineți minte când am zis că îmi fac o bază? Păi aia altă, dacă nu în episodul ăsta. Ok. Bun, unde eram? Propulsion cannon, o baterie trebuie să fac. Bine, de fapt două, dar... Și asta doar pentru că am făcut copper wire în loc de baterie. O baterie o înlocuiesc la Seaglide. Și o baterie o folosesc ca să-mi fac propulsion cannon. Asta e unealta despre care vorbeam. Bun. Pun toate resursele. Apă mi-ar mai trebui. Apă. Unde e bladderfish? Pește de apă, îi spun eu. Păi, pește. Există pește de pământ. Gata. Buff Gamer 2022. Pește de pământ. V-am spus în episodul anterior. Reaper, avem grijă. Apă, așa. Două ape sunt destul. Și ceva mâncare, un bumerang. Sper că nu se strică până ajung acolo. Bun, suntem aproape gata de călătorie, mai trebuie numai așa. Și un fire extinguisher să mă apere de foc. Bun. Așa. Acum mă urc în Simos și la drum. Stai, poate chiar merg în ide... Mergeam în direcția greșită. Bun. O iau pe cursul ăsta pentru că e cel mai sigur să nu ne întâlnim cu Reaper. Am încercat o dată să filmez, dar n-am reușit, că am uitat de unealta aia și... Da. Nu stai că iar am uitat de ceva. Oare cât titanium am în inventar? N-am deloc, dar am în storage pentru că trebuie să-mi las resursele. Că vreau să am inventarul cât mai gol posibil. Și ca să pot lua cei pe Aurora, pentru că e plin de lucruri utile pe Aurora, mai ales baterii gratis. Aia e visul vieții mele, să primesc baterii gratis. Waterproof locker. 1, 2, 3, 4. E un locker pe care îl pun în apă și îmi pot pune lucrurile în el. Bun. Merg sub apă, fix aici, și îi dau drumul. Acum, pun lucrurile în el. Îmi pun tot ce nu am nevoie. La început, când jocul era încă în lucru, se spunea că astea dispar, dar acum nu mai dispar. Bun. Acum ne putem îndrepta către... către Aurora. Eu, la început, când eram așa mai noob, mi-era frică să merg pe Aurora. Foarte frică. Mi-era frică... Bine, nu mi-era frică de Aurora, mi-era frică de Reaper. Pentru că Reaper-ul poate fi destul de periculos. De adevărat, la nu numai așa că mie e frică de el. Trebuie să merg către botul Aurorei, căci pe acolo se intră. Are două intrări, dar eu știu numai cum să intru în una. Așa că pe aceea o să intrăm. Oricum, pe cealaltă intrare nu sunt prea multe lucruri. Eu o să iau pe intrarea principală. O să fie niște crabe acolo. Și o să trebuiască să mă lupt cu ei cu cuțitul. Dau o salvare aici. Așa. Că dacă se întâmplă ceva de genul, mă prinde Reaper-ul sau îmi dau seama că ceva nu e în regulă, să pot reveni.
Ok, de aici începe pericolul. De aici trebuie să fiu pe modul păzea. Pentru că pe aici se cam spawnează. Fiu, ăla e stalker, deci... Vai ce-am crezut că ăla era Reaper. Vai ce-am crezut că ăla era Reaper. În momentul în care văd, dacă îl văd, mi se face... Ăla e Reaper-ul. Așa strigă el. Să nu mai ia prin surprindere, te rog. Life form readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Zice că dacă nu repara Aurora în 24 de ore, se cam distruge ecosistemul sau ceva de genul ăsta. Warning, ship's structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Chica. Exploration is conducted at your own risk. Chica, e riscul meu dacă merg. Las că am mai mers de pe Aurora de multe ori. Hai să bem apica. Vital signs stabilizing. Și să ne ferim de crabi. Crabii ăia mușcă. Păi ce crab nu mușcă? Ok, am luat și o baterie gratis, uite așa. Un medkit, alea sunt foarte utile. Încă un medkit! Cică, în crabia aia s-a detectat țesut uman, deci... pericol. Ah, mi-a căzut o bucată de piatră încinsă. Încă un stingător de foc. Și încă un medkit. De focul ăsta putem trece, vreau să-mi economisesc de la antifoc. Deci avem medkit-uri pe viață. Aurora systems are running on local reserve power, unable to remotely download black box data. Ce nu-mi trebuie? Cuțitul nu mai trebuie, trebuie să pun pe 3. Bun. Deci, unealta asta ne trebuie mai târziu, ăsta trebuie să stingem focul acolo. Deci, stins focul. Cum am stins focul pe capsula noastră în primul episod. Bun. Aici am niște date, mai multe date. Scanăm și tabla asta. Masa, nu tabla. Că e table în engleză și m-am confuzionat. Am scanat și coșul de gunoi. Poate îmi trebuie când mai am o bază. Uite, un poster. Hai să-l iau. De ce nu? A, și un scaun. Așa. A, da, și mai e o baterie aici. Hai să-mi activez lanterna. Cu lui administrația. Aici mai e un PDA. O să le ascult când ajung acasă. Acum intră asta în acțiune. Am luat cutia și am dat-o la o parte. A, da, trebuie să o iau și pe aici. M-am blocat în cutie. Stecor pe aici și gata. Oh, nu, o ușă cu cod, ce mă fac? Vedeți că am luat noi un PDA de acolo. Scrie undeva notes to self. Data download, codes and clues. Că e cod, vedeți? Trebuie să bag un cod aici. Codes and clues. Notes to self. Mi-a scris aici niște chestii. Ok, codul e 1454. Bun, acum s-a deschis ușa. Wow! Oh, era că pe ce să cad. O apă. Mută asta de aici. Scanez lumina asta. Nu știu la ce mă ajută. Hai să o scanăm, totuși.
Încă o cutie? Mâncare în ea. O profilul Altera. Hai să ne uităm peste tot să văd dacă nu găsesc ceva. O bucată de apă aici, nimic. Și în rest sunt închise cutiile. Bun. Ce avem noi aici? Încă o cutie cu apă în ea. Aici o să fie niște mici monstrulețe înapoi. Uite, sărim acum. Uite, ăia care te mușcă, te iau de mână și te mușcă. Seamoth Bay, asta ne interesează pe noi și trebuie să repar aici ca să se deschidă ușa. Că aici găsim un upgrade pentru Seamoth, care îl face să meargă mai adânc. Aici aș fi mers dacă eram fragmente pentru Seamoth, da. Ok, Depth Module, MK1. Ca să-l pot construi. Apoi aici avem drive room unde e motor și o ușă încuiată. Ușa aia o tai cu un laser cutter, dar n-am încă. Aici ai drive room, deci unde e motorul. Acum o să-mi zică că... Ai de capul și de zilele mele. Rapid. First aid kit. Bun. Ok, stingem focul. Lăsați-l pe bossul Buff Gamer să treacă. Așa. Și aici e motorul. Ăsta emite radiația și trebuie pe asta trebuie să repar. Deci un ăsta e pentru un reactor mai mare, pentru un submarin mai mare. Mai trebuie să repar astea. At maximum tolerable level. Containment breach repaired. Further breaches detected. Și că sunt încă 10 rupturi în motor. Uite aici încă una. Trebuie să o scanez să văd dacă îmi zice ceva despre ea. Deci zice că e din metal puternic motorul, s-a rupt după prăbușire. După ce s-a rupt, va emana radiație până când sunt închise. După aceea, radiația se va disipa în timp. Zice că asta să se încerce numai cu protecție împotriva radiației și un repair tot puternic. Deci nouă încă. Acum mergem sub apă. Multe sub apă. Dar și de aia care... Hai să-mi pun cuțitul dacă tot. Pentru că sunt monstruleții aia mici care te pișcă. Cum a pișcat ăla. Cred că ați văzut. 8. Ok, am tăiat puțin acolo ca să le repar off-camera pentru că doar dura. Acum mai am numai 3. Corectare, 2. M-am mușcat mai mult de ea. Dar am reușit să rezolv. Am luat și viață și acum hai să căutăm. Uite, încă o ruptură aici. Mai am numai... Unde ești? Aici erai. Ok, și mai am una. Mai am una undeva. Încă una. Una. Unde e? Nu pot să o văd. E cumva... A, poate e acolo sus. Ba nu, uite că nu. Uite că nu. Că unde e? A, uite-o. Aici eram. Am reparat toate.
Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Am zis că o să cam dispară în radiația și că suntem în siguranță. Am reparat Aurora. Bine, n-am reparat-o complet. Nimeni nu poate să facă asta, dar totuși. Mai țineți minte ușa aia încuiată? Noi o să revenim aici alte dăți ca să o deschidem, dar n-am acum... Nu pot să fac asta acum. Mai bău și niște apă și cred că putem să ne călăm de aici. Asta a fost. Da, te rog să nu fie noapte. Să nu fie noapte. N-am tupeu să merg, să mă întorc acasă pe noapte. Baterie. Te capezi așa pe lângă foc. Oh, iar crabii din coșmarurile mele, cele mai urâte. Și cum mă întorc? Ok. Sară în apă. Simos, acasă. Și nu tu crab. Baterie e ok. Baterie e ok. Și unde e casa? Nu văd. Aici era. La un kilometru. Vedeți că noi am mers un kilometru? Vă dați seama? Viteză maximă! Aici am acum riscul să văd Reaper-ul, pentru că se mai spawnează pe aici. Și uite, am primit și un mesaj. Am primit acolo un mesaj de la radio. Uite. La fix. Fix când ne întorceam, mesaj la radio. Acum se trezește să-mi dea mesaj. Și ne-am întors cu destul de multe resurse. Hai să vedem mesajul. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Aterizează! Aterizează! Uite! Vezi, uite acolo, aterizează. Au găsit ce e, a găsit loc de aterizat. E pe ceva insulă sau ceva. Dar cred că vedem asta în episodul următor. La revedere.